La 26 de ani, Alina Vuc este una dintre cele mai importante sportive ale momentului din țara noastră. Dublă vicecampioană mondială de lupte în 2017 și 2019, sportiva de la Clubul Steaua București nu dorește să se oprească aici. Argintul de la Nur Sultan din urmă cu o săptămână i-a adus Alinei Vuc și biletul pentru Jocurile Olimpice de anul viitor. Luptătoarea de la categoria 50 de kg speră să pună mâna pe aur. Un aur pe care nu l-a câștigat încă la nicio competiție majoră de seniori. Cine este Alina Vuc? Ce pot să vă spun? O persoană mică cu visuri mari. Cum ai ajuns la lupte? Din întâmplare am intrat în sala de lupte, am văzut un afiș pe ușa școlii, am luat câțiva colegi și am intrat în sală. Nu am înțeles neapărat despre ce e vorba, având doar 9 ani, dar mi-a plăcut, erau foarte mulți copii în sală și ne jucam foarte mult. Ești prima femeie din România medaliată la un campionat mondial de seniori, după argintul de la Paris în 2017. Ce a reprezentat la acel moment această performanță pentru tine? Mă bucur că am reușit să intru în istoria luptelor feminine românești cu medalia de la Paris. A însemnat foarte mult pentru mine și mă bucur că am reușit să fac această performanță din nou. Anul acesta ai luat din nou argintul la Mondial de Seniori. Cum a fost concursul din acest an? A fost cel mai tare campionat mondial la care am participat până acum, fiind criteriu de calificare la Olimpiadă în an preolimpic. Anul viitor la Tokyo vei fi la a doua participare la o ediție de Jocuri Olimpice. La Rio ai ieșit din primul tur. Cum crezi că va fi la anul în Japonia? Am participat și la Rio, fiind mai tânără și fiind prima participare la Jocurile Olimpice. A fost o experiență frumoasă. Acum știu ce mă așteaptă, știu ce am de făcut. Am căpătat mai multă experiență și sper că totul va fi bine la anul. Ai ratat și europenele de la București. Cât de mult te-a afectat această absență? Așteptam de câțiva ani acest campionat european de la București și speram că o să pot aduce României și primul titlu european la lupte feminine, dar din păcate această accidentare m-a făcut să nu pot participa. Ce spun prietenii tăi, familia ta despre faptul că faci acest sport? La început a fost mai greu, dar acum s-au obișnuit, le place ce fac, le place că sunt bună, le place că-i fac mândri de mine. Ce pasiune? Ce faci în timpul liber? Mai ai timp liber? Foarte puțin timp liber și când avem timp liber ne odihnim. Mie îmi place foarte mult să mă uit la filme. Un film preferat, un actor preferat, actriță? Gerard Butler. Unde te vezi sau ce înseamnă pentru tine o vacanță perfectă? Fără ghete de lupte în picioare, măcar o săptămână. Urmează foarte curând ziua ta de naștere. Ce îți dorești cel mai mult la 26 de ani? Deocamdată la 26 de ani am exact tot ce îmi doresc, chiar mai mult decât m-am putut dori vreodată. Nu am o dorință specială pentru ziua mea, vreau doar să am liniște și să fiu sănătoasă.